Fiind ascultător, pe bune fiind figurant. În Curajma, poate e scrisă și în canalul, abia acum am cartea, poate e scris, spune în doctorul Gelu Neamțu, spune că în preajma Revoluției la 1848, în fiecare sat românesc din Ardeal, și erau cam 2400 de sate, erau dedicate câte două spânzători și o țeapă, care rar ori erau goale. 2400 de sate, câte trei fuși. Cum să nu te... cum să mai rabzi? Cum să mai rabzi? Și în acea revoluție a fost ucisă a 40-a parte dintre românii transilvaneni. Majoritatea capilor de familie. Femei, bătrâni, șase evrei, omorâți și masau. Adică s-au rușinat chiar și ofițerii superiori maghiari. În Laip, 157 de morți, între care familii întregi, femei, copii și bătrâni. Spun doar câte ceva. Mihai Bravo, Bihor, 22 de români uciși, între care 2 copii. Mureșeni de Câmpie, 11 români împușcați între 4 femei și 4 copii. La Boedin, protopopul Aurel Munteanu, ars de viu și polițistul Gheorghe Nicola împușcat. Au fost câteva mii de oameni atunci când s-a cedat nordul Ardealului. Majoritatea celor care au făcut aceste crime au scăpat nepedepsiți. Ultimul lucru care aș vrea să-l spun. Ce putem face ca să nu se mai întâmple? Sunt ce soluții? Cred că ar fi niște soluții sociale, religioase, politice și juridice. Sociale. Zic eu sociale. Sunt de informare. Informare, în primul rând, noi să ne informăm și să nu uităm. Dacă cei care ar putea să facă și unii dintre noi o să încerce să facem niște lucrări pe care să le predăm la ambasade și cât mai curând. Pentru că frații și prietenii noștri maghiari au deja de vreo 2-3 ani un secretariat de stat în Ministerul de Externe care se ocupă de cetățenii românesc. Vă dați seama că nu sunt prea al promova. Secretariat de stat. Așa. Și noi ar trebui să informăm, dacă poate nu sunt informați. Formalii diplomați, care ar trebui să cunoască istorie, așa, cât cuprinde. Să-l pune la ambasade, ca să nu spună că nu am știut. Vechimea poporului nostru și drepturile poporului nostru, consfințit chiar prin tratate internaționale, asupra întregului Ardeal. Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina. Așa. Ar trebui cei care știm, așa cum am aflat și eu cu ocazia acestor procese, că înșiși geneticieni, oameni de știință, onești maghiari, spun că ei, genetic, nu mai au nicio legătură cu maghiarii cuceritori. Și că ei, și o spun, sunt cuvintele lor, bineînțeles, în traducere, nu se pot deosebi genetic de popoarele în mijlocul cărora trăiesc. Spuneți noastră, în mijlocul cărora popoare trăiesc maghiare din România. Nu se poate deosebi genetic, deci ei sunt români. Și secuii și maghiare sunt români maghiarizați. Sigur că nu poți re-româniza cu forța. Dar măcar să știe.
unul dintre cei care a aflat și majoritatea românilor și maghiarilor, când m-au văzut pe YouTube, a fost filmat și tradus în maghiară, de ce am vorbit acolo, m-au jurat, inclusiv românii. Și se lua obiectul urii. De acolo se luptă între ei, se urăsc între ei, și românii, și maghiarii și maghiarii români. Și eu le luam, dacă spunea că sunt maghiari, că sunt frați, le-am luat obiectul luptei, urii. Deci, vă dați seama la ce nivel au ajuns. În schimb, un maghiar, și puțin așa și-a dat numele și de botez și de familie, nu știu, la zlou, nu știu cum spunea, cum a ajuns, că a spus, sunt român, trăiască România, cu semnul clămării. Unul, poate, dintre ei, a înțeles și și-a asumat identitatea pe care eu doar am pomenit acolo. Ar trebui solidaritate. Solidaritate cu cei trigoniți. Cum cunoaștem și mai mergem și noi. Cunoaștem organizații, grupuri de tine și mai puțin tine care merg din când în când prin Covasna și Aghita. E de 1 decembrie, dar și la alte sărbători, să mergem acolo și să arătăm că noi uităm. Pentru că mai mari noștri au uitat de mult. I-au uitat de mult. Inclusiv din perioada interbelică. Cei care au făcut, nu m-am putut să laud, nici n-am fost membru de partid comunist, nici nimeni din familia mea, dar cei care au făcut totuși ceva pentru românii din Ardeal, și numai din Ardeal, au fost comuniști. După primul război mondial, majoritatea orașelor erau alogeni. Majoritatea erau străini din oraș și din târguri. Că erau evrei, că erau maghiari, că erau ruteni, ucrainieni, așa, în nord. Dar majoritatea erau, nu erau români. Pentru că românii, cel puțin în Ardeal, nu aveau ce căuta în orașe. Nu le se permitea să trăiască în orașe. Și comuniștii, cu forța care le dădea dictatura proletariatului, nu? Ideologia lor, au început să-i mute. Și au adus în orașe oameni de la țară, au industrializat, au pus fabrici, uține și au dus. Și acum suntem în zilele noastre, încă de mult, de zeci de ani, e schimbată 180 de grade. Sunt majoritatea orașelor din, în afară de inima României, care e maghiarizată, securizată, majoritatea orașelor sunt românești. Deși nu erau. Ele trebuiau să fie românești. Și asta a făcut-o Dumnezeu prin dușmanii lui. Comuniști. Așa. Deci, solidaritate. Soluții care țin de credință. Rugăciune. Și ușor de să vorbești de rugăciune, dar e mai greu să te rogi. Dar trebuie să o facem. Să nu uităm. Politice. Să încercăm să-i determinăm. Vedem cum. Pe mai mari noștri să-și reprospăteze memoria că noi mai avem români care fug din inima României. Pentru că mulți dintre românii, puțini care au rămas, fug de acolo. Și să facă ceva pentru re-românizarea, nu forțată, dar re-românizarea României. Și juridice. Se poate și juridice. Pentru că în Constituția noastră, noi suntem la noi în țară și avem drepturi, fără să-i discriminăm pe minoritari, avem drepturi de populație, de cetățeni români în țara românească. Ceea ce ei ne încalcă nouă drepturile de români majoritari. Și juridic avem drepturi. Ei, noi trebuie să ne susținem aceste drepturi și să le susținem până le câștigăm. Deci, soluția ar fi. Important este să le punem în practică. Amin. Mulțumim părintelui Emanuel pentru cuvânt. Până îi dau cuvântul părintelui Antim David, o să vă spun că cele două colegi ale noastre, Daniela și Florina, vor trece pe la capătul rândului și vor lăsa câteva bilețele pentru eventualele întrebări care ar putea fi puse la sfârșitul conferinței.
Îi dau cuvântul părintelui Antim David. Cealaltă parte de Părintele Emanuel. Avantajul sau dezavantajul celui care vorbește ultim. Aș dori să vă întreb însă cât sunteți ardeleni dintre dumneavoastră? Mâna sus! Nu, mai puțin de jumătate. Vă pun această întrebare pentru că cei care sunteți de acolo din Ardeal, dacă n-ați trăit, măcar ați auzit câte ceva din ceea ce s-a spus în această seară aici. Și cred că această carte care s-a lansat astăzi, iată, a cincea ediție, 100 de ani de la apariția ei, este o carte cât se poate de actuală. Nu este o carte obișnuită, nici de propagandă, cum spunea unul dintre istorici, deși poate fi privită și așa. Altădată îi se spunea propaganda, cum noi spunem, lobiu. Este o carte de lobiu, pentru că autorul ei a fost un om de lobiu. Să nu uităm asta, nu se prea știe, dar a făcut parte și din serviciile secrete românești, acest domn Vasile Stoica. Însă un om care și-a iubit țara și un om care a făcut atât de multe pentru ea, așa cum ați auzit. Dar nu este nici o carte în care ne lamentăm de dimineață până seara, noi române, că nu avem drepturi, că suntem prigoniți și așa mai departe. Este, cred că, cea mai cumplită, cruntă, cum vreți să-i spuneți, radiografie pe care un om trăitor în Transilvania putea să o facă la începutul secolului 20,